Este un produs mai complex, un produs care este în formă de pliculeț pentru, pentru a face o băutură delicioasă, cu un gust extraordinar, chiar noi am reușit să facem o porție de această băutură, un gust și o aromă extraordinară de caise și portocale, care conține, da? Deci mă opresc la componența acestui produs mai în detalii, pentru că este ceva unicat și a apărut nu de mult. Este, conține vitamina B, acid folic, magneziu și iod. De ce este important anume această combinație? Este importantă pentru că tot în studii s-a dovedit că sistemul nostru nervos nu poate funcționa optimal fără iod, fără magneziu și fără vitamina B2 și acid folic. Da? Dacă fac o analiză, de exemplu, a meselor pe care noi le folosim zilnic, mesele care le luăm, da? Raționul care îl avem, deci programul alimentar, vreau să vă spun că nu prea multe alimente conțin, de exemplu, acid folic. Trebuie să mâncăm foarte multe frunzoase, foarte multă salată verde, ceea ce acum în sezonul rece este aproape imposibil. Zilnic eu sunt sigură că nu le mănâncă mai nimeni, da? Trebuie să fii foarte programat ca zilnic să cumperi acele frunze proaspete sau, de exemplu, spanacul, mixuri de salate verzi și să le ai în cantitatea suficientă în fiecare zi. Deci este o băutură și, și delicioasă. Deci este, asta e foarte important, pot să vă zic ca medic, în așa numita, am să zic un termen medical, dar o să mă înțelegeți, o compleanță mai bună la produs, adică pentru consumator, cu cât este mai delicios și mai plăcut la aspect produsul, cu atât este mai mare probabilitatea că acest consumator îl va folosi permanent, da? Sau îl va folosi cât mai des. Și din punctul meu de vedere, aceste pliculețe antistres sunt minunate și din considerentul că le putem, sunt mici, compacte, le putem purta cu noi într-o gentuță, fiind în oraș, având activități, deplasându-ne, oricând îl puteți scoate și dacă aveți un recipient cu apă, ați dizolvat, ați făcut băutura, sucul acesta. Are și extract de roiniță, da, partea naturală, este acea cunoscută melisa, care îi spunem noi, da, care este în componența multor ceaiuri și ea este o plantă care ne ajută la fel să ne echilibrăm sistemul nervos. Deci este prezentă în mixurile pentru somn, dar nu provoacă somnolență, da? Deci acest produs, Less Stress, Mo-Yes. Vă va ajuta să țineți față solicitărilor zilnice, da? Poate fi folosit la orice vârstă, copiii, producătorii scriu mai mari de 4 ani, dar să știți că orice om poate avea cu el și implementa în programul său zilnic acest produs. Ce pot să spun încă în, la capitolul stres, da? Spuneam la început că ce este primar, stresul sau o imunitate slabă, da? Cu toții ne dorim mai puțin stres și o imunitate foarte. Dar dacă, tot niște date medicale, dacă suntem stresați, este dovedit foarte clar că cel mai mult suferă, din toate sistemele noastre, suferă sistemul digestiv. Intestinul, stomacul, da? Oamenii nervoși, oamenii foarte, foarte sensibili la tot ce se întâmplă în jur, de obicei au patologii asociate ale stomacului, adică gastrite, poate chiar ulcere, tot felul de indigestii și tulburări a intestinului. Și în acest context vreau să amintesc tuturor că dacă facem acum un test și puteți să faceți și dumneavoastră printre cunoscuți, să întrebați pe cei din jur, cum credeți, care este cel mai important organ imunitar al corpului nostru? Vă las două secunde să vă gândiți, da? Și nu vă țin mult în pauză. Vreau să vă spun că este intestinul. Cine ar spune
ce părere n-ar avea alți oameni, da? Pentru că mulți spun că avem aici în zona faringelui un inel, da, care oprește virusuri, bacterii în coasa nazală, dar totuși cea mai mare suprafață de absorpție a microelementelor, macroelementelor și cele mai multe celule imune le are intestinul nostru. Intestinul unui om mediu, de înălțime medie, are în jur de la între 6 și 8 metri. Da? Toată suprafața pereților are o suprafață vilozitară, adică nu este o suprafață netedă, este o suprafață cu foarte multe adâncituri. Special este conceput așa ca să fie cât mai mare suprafața de absorpție. Iar între acele vilozități, da, să ne imaginăm că sunt ca niște văi, da, niște adâncituri, așa, în fiecare din aceste adâncituri există celule imune. Ele sunt ca niște posturi, da, în ghilimele, niște posturi care stau la straja imunității noastre, pentru că tubul digestiv este primul care, cel mai, nu-i primul, da, respirator, este primul, dar cel mai mare impact asupra imunității noastre și asupra contactului cu mediul extern, totuși este suprafața intestinală. Și așa este conceput ca să facă față, da? Deci acolo avem limfocite, avem foarte multe celule care nu o să intru în detalii, dar ce e important să înțelegeți, dacă nu avem un intestin sănătos, degeaba acționăm noi cu alte medicamente, da, ne plângem de imunitate slabă. Vreau să vă zic că numărul 1 motive la un intestin iritat și fără a să-și facă funcțiile vitale este tratamentul cu antibiotice, da, după care rămâne fără bacterii bune. Avem acolo circa câteva kilograme de bacterii. Se mai numește microbiomul, da? Microbiomul, mai pe scurt, uman, adică e un organ aparte, acele bacterii. Și îmi face o deosebită plăcere să vă prezint acum acel trio care o să vă ajute să readuceți intestinul într-o formă maximă. Da? Țin în mână trei produse care, folosite concomitent, și imediat vă explic cum, folosite în cură, într-o cură, care puteți să o faceți mai lungă, dar minim va fi de o lună, o cură de fibre solubile, pliculețe, da? Care la fel le dizolvați în apă și luați, nu au niciun gust și sunt extraordinare, da? Hrănesc bacteriile noastre bune. Balance Weave e un produs tot recent apărut, care deja a câștigat popularitate între consumatori. Balance Weave oferă într-o singură doză de pliculeț 6 miliarde de bacterii care nu se distrug în stomac, chiar fiind într-un mediu foarte acid, ele ajung în intestin și își fac treaba, populează intestinul nostru cu bacterii bune și, în ultimul rând, deci ele toate trei sunt indispensabile, adică nu le putem separa. Trebuie să luați trei odată, este omega-3. Omega-3 oferă o sursă extraordinară de acizi grași nesaturați din surse curate, controlate de Nutrilite, deci sunt acei acizi, mai bine zis că sunt mai mulți, care nouă ne lipsesc foarte mult în alimentație. Noi în alimentație avem exces de omega-6 acizi. Ei sunt în diferite grăsimi animale, în uleiul de răsărită, care toată lumea folosește la gătit. Da? Vă propun să micșorați foarte mult doza în favoarea uleiului de măsline și să folosiți suplimente de omega-3 în doze. Eu aș recomanda minim 2-3 capsule pe zi, dar cel puțin una pe zi ar trebui să o aveți în schema dumneavoastră de suplimentare. Acum, Imuno de la Nutrilite, îl voi întoarce așa cu fața, da? Sper că se vede. Deci acest produs Imuno sunt acele buboane la care mă gândeam eu fiind de sărbători, da? Niște bomboane extraordinare, da? Le zic bomboane pentru că forma lor de livrare sunt geleuri. Și fiind și eu multe ori în market și observând și alți părinți care fac cumpărături, am văzut cât de des cumpără părinții pentru copii tot felul de geleuri dulci, da, bombonele. Așa-s copiii, ei percep lumea și vor maximum, da? Nutrilite au elaborat un produs minunat
ImunoPlus, care ne ajută să fim și imuni, să aducem un aport de zinc, vitamina C. Deci sunt geleuri delicioase cu gust de zmeură, conținând zinc, vitamina C și extract de soc. Socul, cine mai are surse, poate de informații și din bătrâni, se știe că multe gospodării sau gospodari practicau cândva, când medicamentele erau nu în așa măsură întâlnite, da? Și nu prea oamenii aveau alternative, era, de fapt, se apela foarte des la alternative naturale. Extractul de soc se folosea foarte des. Este un extract din soc, da, care se știe foarte bine că are efect antiinflamator, antipiretic și ajută organismul să facă față unor răceli serioase, cum ar fi angine purulente, faringite puternice, da, deci o stări gripale. Mi se pare ceva deosebit, da? Sunt delicioase, sunt dulci la gust, zahăr conțin puțin, dar știți, comparativ cu dozele de zahăr care copiii noștri le consumă poate din altă parte, din patiserie, din bomboane, eu cred că este minimalizat și aceste geleuri vă vor ajuta să prindă copiii drag pur și simplu de această marcă Nutrilite. Eu a fost primul produs care eu l-am luat pentru fetița mea cea mai mare, care acum are 20 de ani și m-au ajutat să obțin la ea o balanță, să rezolv multe probleme, multe întrebări, chiar și pofta de mâncare, apropo, vreau să vă spun, și presupun că acest supliment imuno de la Nutrilite, el tot având vitamina C, anume combinația aceasta, vitamina C și zinc, vă ajută să țintiți în mai multe ținte, da? Deci pofta de mâncare la fel la copil va fi crescută și asta este ceva sănătos, da? Important este ca părintele să-i ofere copilului și alimente de calitate, da?